eram copii și era într-un fel interesant toate chestiile astea, toate schimbările care au avut loc, o mulțime de armament, o mulțime de oameni armați, cononada asta în fiecare noapte, agitația oamenilor care erau mai în vârstă, părinților, da? Erau niște chestii care pentru noi erau interesante într-un fel. Într-o zi, profesoara ne-a chemat și așa solemn, dar un pic trist, ne anunță că ne ducem mai devreme acasă, că într-un fel s-a declarat războiul. Pe de o parte ne bucuram că ne ducem mai devreme acasă, pe de altă parte făceam anumite griji. Iar cu zi înainte de aceasta am înțeles că deja erau și imagini multe la televizor și a început onorarea voluntarilor. Deci era aproximativ 20 mai, deci zilele care precedeau 20 mai, și ne dădeam seama că pe de parte s-a întâmplat ceva grav, pe de altă parte, iată, noi suntem liberi, prima dată ne putem duce mai devreme acasă și eram oarecum mai bucuroși. Era soare, o zi însorită. Și destul de seren ne întoarcem acasă. Pe drum, la un moment dat, îmi vine un gând sumbru că ar trebui să cumpăr niște, mai ales un acoperământ pentru păr negru. Gândul ăsta l-am aruncat, am zis că nu înțeleg de unde vine, poate de la anunțul războiului sau ceva. Zic, poate din cauza că am rude care erau într-un fel cu obligație de a păstra ordinea publică și am alungat gândul ăsta. Apoi m-am dus în ospiție, dacă toți s-au liberat câteva ori, m-am dus în ospiție la o rudă. Acolo am fost anunțată că tata în spital, de fapt el era deja decedat pe drum. Deci m-am urcat, ridicam dealul, mătușa mea era în automobil și peste ceva timp am aflat că el era deja decedat. Luna mai și zilele care au urmat, lunile care au urmat, au fost câteva mormântări și a fost un an tragic, un an negru, un an în care s-a zâmbit puțin. Apoi zâmbite n-au mai fost. Am înțeles că sunt persoane, poate exponențe a puterii guvernării care atunci petreceau în discotecă, în orice caz la noi, anul acela îl privesc cu tot alți ochi. Deci pentru noi a fost un fel de traură continuă. Aici în Chișinău și aici se punea întrebarea în ce măsură fiecare se implică și în primul rând bărbații își puneau întrebarea dacă ei sunt voluntari sau nu. Deci au început să fie roți arse, în special blocate drumurile, de o parte sau alta. Deci asta era arătat la televizor și a fost un îndemn pentru cei care erau în dreapta Nistru sau în strângă Nistru să se mobilizeze sau să fie mobilizați și să plece acolo. Și asta a fost făcut mai mult militar, deci paramilitar și forțele de ordine. Sunt cei care au fost acolo, care nu erau pregătiți, persoane foarte tineri, persoane din civil, persoane obișnuite ca noi cu dumneavoastră, care s-au dus acolo, și în special bărbații. Noi fiecare aveam o colecție de muniții, deci de la calibru cel mai mic de 0.22 până la calibre mari, deci ne schimbam cu munițiile astea, deci era un fel de hobby, da, ele prelucram, făceam diferite chestii din ei. Deci, asta. Noi nu simțeam frică deloc. Deci, sentimentul ăsta de frică, care probabil că îl aveau părinții, pentru că părinții mei, eu am o soră mai mică și când s-a început toată chestia asta, au dus-o în Ucraina la părinții lor. Eu am rămas cu părinții acasă și era un drive de asta, un fun. Deci nu te duceai la școală, pentru că școala era închisă. Din cauza acțiunilor care se făceau acolo războiului. Ne întreceam cine o să cunoască, ce fel de armă se utilizează la moment, după sunet. Deci, uite, este... ce drept vorbeam în rusă, este крупнокалиберный пулемет, да, este Калашников, а este Град, да, este Лазан, și așa mai departe. Noi suntem din perioada sovietică, atunci când se făcea ceea ce se numea atunci военная подготовка, deci noi aveam pregătire. Clar că la vârsta de 13 ani nu poți să ai o pregătire mare și serioasă militară, însă noi aveam prieteni, părinții la care aveau experiență de armată, deci chiar militari de profesie, deci aveam de unde să absorbăm toate informațiile astea. Din discuțiile părinților am înțeles că
se întâmplă ceva în țară, nu operăm cu concepte de țară, deci de la părinți am înțeles că se întâmplă ceva, pentru că s-a schimbat brusc, deci au devenit mai, nu știu, încordați, discuții erau doar despre ceea ce se întâmplă pe front, să numim așa chestia asta, front, deci era un specific, este hidrocentrala asta de la Dubăsari, care se spunea că în orice moment putea să fie exploatată de oameni din Transnistria pentru ca să nu permită trecerea forțelor armate din dreapta spre stânga. Și asta erau teme, chestia asta erau temeri foarte mari pentru toți locuitorii, cel puțin până la Vadloivodă, de la Dubăsari până la Vadloivodă, pentru că erau niște calcule făcute care arătau că în cazul în care o să fie exploatată hidrocentrala respectivă, valul de apă pur și simplu o spele o parte din Creuleni și câteva sate de acolo. Și asta era un, presupun că era un mit totuși până la urmă, dar că chestia asta genera o frică foarte și foarte mare. Am o amintire foarte și foarte puternică, da? Într-o seară zvonul ăsta a explodat pur și simplu. Noi cu părinți trăiam mai sus decât restul regiunii din Creulei și în dealul nostru se ridicau oameni cu, nu știu, perne, plapume, tot ce aveau în casă și-au luat și se duceau la prieteni, la rude care trăiesc mai sus pentru ca să nu fie spălați anume cu apa care poate să vină ca urmare a explozii. Parte când deja făceam, da, un fel de registru, cine în viață, cine a murit, cine avea șanse mai multe sau mai obține să rămână în viață sau să moară, noi ne gândeam că binele, că rudele care aveau obligația să mențină ordinea publică, care nu erau militari de altfel. Și însă deja știți, cred că această tânără generație, că din păcate nu tot militari au luptat acolo, cât voluntari și pe locuri poliția, forțele de ordine. Și când făceam într-un fel așa, da, să vedem cine este viu și cine e mort, dădeam seama că era foarte mare riscul de fapt să fie pierdute toate rudele în război. Deci atât așa zilele treceau și dădeai seama că ai avut această șansă nefastă să pierzi anumite persoane, dar și să rămână viață celălalt. Și să apreciez această zi de zi ca un dar, deci să apreciez în sens pozitiv și să mulțumești pentru ceea ce ai. Au fost o mulțime de cunoștințe și de, nu de rude, dar de cunoștințe directe și indirecte care beneficiau de chestia asta pe timpul războiului, da, care comercializau fel de fel de chestii, același vin, spirit, orice, da, și comercializau și pentru o parte și pentru altă parte, da, au fost un boom enorm de afacerism în zonă cu orice chestie, țigări, băuturi alcoolice, armament, deci armamentul se vindea și se vindea destul de ieftin pe timpul celorlalți. Aveam prieteni la care acasă stăteau arme procurate, clar că nelegal, dar că armele cele stăteau acasă, frumușeau închise, nici nu să fiu. Așa pur și simplu. Adică aceiași prieteni erau de vârsta dumneavoastră și ei știau că la ei în casă ei știau, se află armele? Sigur că ei știau că la ei în casă se află armele. Ci drept că armele n-au fost, nu erau încărcate, dar noi aveam acces la armele cele. Se zvonea că se schimbau arme pe materiale de construcție, ceva de genul ăsta. Deci a fost o perioadă când s-au scurs o mulțime de arme ilegale în țară. Eu și acum am armament, dețin câteva unități de armament. Copiii mei cunosc ce armament, ce e asta, cunosc ce responsabilități îți aduce armamentul, nu doar în casă, dacă îl posezi, îl porți. Cu copilul mai mare noi chiar am avut ocazie să ne antrenăm, să utilizăm, pentru că eu sunt de părere că
trebuie să cunoască cum se utilizează armamentul și probabil că chestia asta vine de acolo. S-ar putea ca să vină. Eu n-am stat să analizez, să verific de unde vine atitudinea asta față de armament, doar că încrederea asta că tu trebuie să fii capabil să-ți aperi singur casă, familia, rudele, apropiații, probabil că vine de acolo. Pentru că anume din considerentuista, eu și mi-am luat toate armele care le-am în casă. Până nu de mult am avut o opinie că noi trebuie să uităm de ceea ce a fost și să uităm de Transnistria în genul. Pentru că atâta timp nu avem nicio soluție la toată chestia asta, atâta timp e un conflict înghețat, nu e nicio dezvoltare nici pentru Transnistria din cauza conflictului respectiv, dar și pentru noi la nivel, nu știu, politic, la nivel de relații cu restul lumii, chestia asta e o problemă, e o problemă enormă. Însă am avut o discuție cu un cunoscut de-al meu din Georgia și noi am discutat cu dânsul la fel și chestia asta și el mi-a spus o chestie care mi s-a părut foarte și foarte corect. El mi-a spus că voi, adică și tu, ca fiind o parte a poporului respectiv, ai preluat țara asta de la părinții tăi, ai preluat o țară integră. Respectiv, și tu trebuie să transmiți integră și mare și puternică urmașilor tăi, copiilor tăi. Și abordarea asta mi se pare foarte și foarte corectă și eu cred că noi trebuie să găsim modalitatea de a reuni țara și de a reintegra Transnistria în componența Moldovei. Eu iarăși cred că tot ce se întâmplă acum în Transnistria, dorințele oamenilor de a fi o parte a Rusiei, scatalizate inclusiv de inacțiunea sau acțiunile incorrecte care se făceau din partea noastră, pentru că din ceea ce am văzut eu din perioadele precedente, tentativele este de dialog în multele cazuri pur și simplu se mimau și nu se făcea nimic absolut real ca să se facă un pas, 2-3 spre reunificarea țării. Și îmi pare foarte rău că această țară a trecut printr-un conflict armat și că, de fapt, noi nu vorbim de militari, de poliție sau de tați, unchi, de propria familie, dar vorbim în primul rând de oameni care, la un moment dat, au fost împuși, deci de cumetri, de rude, care puteau să regăsească verișori. Sunt sigură că și frații istoricenii să ne spună mai bine, care s-au regăsit cumetri, da? Care s-au găsit de cele două părți și care luptau. Și mesajul care am dorit să-l transmit este că să lăsăm politica într-o parte și să ne gândim la oameni în primul rând.